nu s-a așezat prea bine primul strat de zăpadă, că au și început să apară evenimentele rutiere. Pe drumul național 5, între localitățile Daia și Uzunu, numai puțin de 4 mașini au derapat și au intrat în șanț, iar un alt autovehicul a derapat și el la rândul lui și a intrat într-o altă mașină care circula pe contrasens. Azi de dimineață, pe drumul național 5, zăpada adusă de pe câmp de vântul puternic, care nu permitea niciunui șofer să meargă cu mai mult de 40 la oră, a creat primele evenimente rutiere, din fericire ușoare. Pentru că nu au adaptat viteza la condițiile de drum, 4 conducători auto s-au trezit cu mașinile în șanț, între localitățile Daia și Uzunu. Din fericire, niciunul dintre cei implicați nu a suferit leziuni. Oamenii legii atrag încă o dată atenția șoferilor să conducă prudent și să se adapteze condițiilor meteorologice. Recomandăm participanților fix să reducă viteza, să folosească o viteză care să fie adaptată acestor condiții gheței și zăpezii pe carosabil. În primul rând, să nu plece la drum fără să aibă autovehicule dotate cu cauciucul de iarnă, să folosească faza de întâlnire a luminilor și totodată să circule cu atenție foarte, foarte sporită. Tot pe drumul național 5, un alt șofer care nu s-a conformat condițiilor de drum a derapat pe carosabilul acoperit de zăpadă și a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care se deplasa regulamentar pe celălalt sens de mers. Din accident a rezultat rănirea ușoară a pasagerului, care a fost transportat la unitatea de primiri urgențe din București pentru îngrijiri medicale. În continuare, împotriva șoferului se fac cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de vătămare corporală din culpă. Totodată se mai fac verificări și asupra modului de acțiune al administratorului drumului, precum și a celor care au contracte pentru dezăpezire.